Poșta română mai lentă decât mersul pe jos. Domnule președinte, stimați colegi, de ani de zile cetățenii români își exprimă nemulțumirea cu privire la calitatea slabă a serviciilor pe care le oferă sau nu le oferă Poșta română. Scrisoarea pierdută nu este numai o capodoperă a literaturii române, ci un obicei al serviciului nostru poștal. Pensiile, după ce că sunt așa de mici, mai vin și cu întârziele, coletele, dacă ajung atunci când ajung, nu ajung la destinatar. Iar cele mai bune prietenii se fac la cozile interminabile pe care le formează la oficiile de pensii. Sute de mii de români pe care soarta i-a adus în diferite colțuri ale țării și chiar în străinitate, iar veștile vin de la unii la alții cu întârziere și de săptămâni. Sunt cazuri când rudele află despre necazurile rudelor care și după ce aceștia nu mai sunt. De ce? Pentru că așa funcționează Poșta română? Auzit cineva oare nemulțumirile milioanelor de români? Cu siguranță că nu. Dacă măcar un ministru s-ar fi interesat de acest colaps al Poștei Române, atunci o scrisoare nu ar trebui să se deplaseze dintr-un oraș în altul în România, încet, decât dacă ar duce o poștașă mergând pe jos. Vă dau un singur exemplu. O scrisoare cu recomandări și confirmare de primire care pleacă de la Câmpeni, județul Alba, și care ar trebui să ajungă la Cluj, face numai puțin de 2 săptămâni. De ce? Pentru că Poșta Română, în loc să o ducă direct la Cluj, până unde ar străbate doar 120 de kilometri, poșta noastră dragă o duce mai întâi la Brașov și apoi la Cluj, adică o cară peste 650 de kilometri. Stimați colegi, Poșta Română a primit de la bugetul de stat, adică bani din plătiți de români, 170 milioane de lei ca să se capitalizeze, să se modernizeze și să arate în scurt timp ca o poștă modernă. Așadar, nu mai există niciun fel de scuze că în următorul an poșta să nu schimbe calitatea serviciilor oferite românilor. Primul lucru care ar trebui să se întâmple ar fi acel de angajarea factorilor poștari, bine plătiți, care să ajungă la timp la fiecare pensionar pentru a-i duce pensia și corespondența. Pensionarii nu mai trebuie să stea fără pâine, doar pentru că nu a venit poștașul. Apoi Poșta Română trebuie să se trezească rapid la realitate și să furnizeze servicii și rapide și ieftine, pentru că piața privată, adică firmele de curierat, o să vă ia toți clienții și toți banii băgați în redresare ei vor fi alți bani aruncați pe apa simbilii. Corneliu Orat, deputat PNL de Alba.